Astăzi am primit un mail, o să las datele băiatului ce mi-a trimis această serie de șasiu pentru că vreau să vedeți că nu e fake și e totul real. Chiar o să dau și eu un refresh la pagină ca să vedeți că e pe bune și mă întreb în ce țară trăim, ce fel de vânzători sunt în țara asta, ce fel de cumpărători sunt în țara asta. Pentru că pur și simplu consider că s-a ajuns prea departe și sunt poate prea mulți oameni păcăliți, poate prea mulți oameni care fac orice pentru bani poate prea mult prea, prea 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 multe epave ajunse în piață, lovite foarte rău, dat câte 200.000 de km înapoi. Chiar am văzut zilele trecute un Renault Talisman din 2017 avea 320.000 în Franța la ultima revizie și în România are 83.000. Deci nu au scrupule oamenii ăștia, nu știu. Și o să mă lupt cu fenomenul ăsta și sper să vine ziua în care oamenii în sfârșit vor înțelege că mașinile bune costă și o să fie puțin mai calculați să nu cumpere prețul. Dar hai să trecem la episod. Deci am primit un mail, după cum ne știți puteți să-mi trimiteți pe mail serii de șasiu să le verific pe car vertical în limita verificărilor pe care le-am și eu. Am verificat mașina într-un parc, mă rog, am văzut mașina într-un parc auto, mi s-a părut interesant, dacă puteți să te uiți ar fi super. Am luat serie de șasiu, o să deschid din nou linkul ca să vedeți și am zis eu i-am zis că e destul de trist dacă se vinde așa ceva în țară, bănuiesc că și reparată, ceea ce e foarte logic și sigur să se întâmplă asta. Și -am, după i-am dat mesaj și am spus dacă există anunțul că ea să mi-l trimite și mie. Așadar, deschidem raportul, e un raport pe care vertical. Dacă vreți să verificați voi în, în regim propriu cu 15% reduce la fiecare raport, aveți link în descriere. Mă rog, am intrat pe raport, acum vreo oră și ceva am făcut raportul și mi-e teamă, sincer, mi-e teamă că mașina asta deja e prin România, asta e serie de șasiu și o să fiți uimiți să vedeți în ce stare a fost vândută. Și ca aș fi uimit să o văd într-un parc în România în stare perfectă și să mai încerce vreo 20.000 de euro pe ea, că mașina are destul de puțin kilometri. Și e dureros, e dureros pentru că mă lup și încerc să le explic oamenilor niște chestii și dacă le spui un preț, li se pare scump, că au văzut ei mai ieftin în țară, dar niciodată nu o să se gândească că, nu știu, prețul nu reflectă întotdeauna calitatea. Sau da, o reflectă, dacă acum mașina e mai scumpă cu 1000 de euro, poate că nu e scumpă degeaba sau poate că vânzătorul nu cere prețul ăla degeaba. Mă rog, trecând la raport, Kilometraj real, ok. A fost fabricat în 2016, deci este și model nou, a fost matriculat, a fost verificat în Belgia, da, un în 2027, deci luna trecută, și atunci a fost și vândută mașina, probabil, în licitație. Așadar, nu este furată, kilometri parcurs. Bine, aici e o eroare cu siguranță, dar ca idee, 86.000 de km, un seria 4, 2016, pe care are și ceva dotoră, să vedeți imediat, costă vreo 20.000 de euro lejer dau una, după cum am zis și prin alte episoade, de obicei dacă la o mașină scrie necunoscut, 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 e destul de grav. Nu e o regulă, dar în principiu cam asta e. Și a uitați fraților, uitați seria 4. Din păcate sunt pozele mici, dacă e te uite, ultima revizie, 86.000. Serie de șasiu. Cheie, roțile, mă rog, uitați-vă la mașină care la 80.000 a ajuns așa, uite pozele mai mari. Mașina e de Belgia și gândiți-vă că cineva a cumpărat mașina asta. Mașina asta există într-un parc auto, într-un târg undeva în România la un preț probabil mic, dar întrebarea mea ar fi alta. Câți bani poți să ceri pe așa ceva în licitație? Că eu zic că mai mult de... Ok, a rămas caroseria și interiorul, mai mult de... Pe bune, nu știu cât să zic, 5-6 de euro, cred, deși cred că e mult. Poftim, na, nu mai vorbim de lunetă spartă. Se vede că mașina e într-o stare destul de deplorabil, ca să zic așa. Mă rog, a rămas interiorul. Ciudate că n-au sărit. Terbegurile, cel puțin ăsta din volan, nu pare a fi sărit. Dar până alte părți sunt sărite. Are padele. Avea navigație, avea parbriz, mă rog. Uh, da, ăsta este... Eu i-am zis short shifter, am greșit. Scuzați-mă, pasunați auto. Este, mă rog, este schimbat tia spor, ca să zic așa, care vine cu padele. Are volanul de, are pinserițele astea de albastru. Foarte o mașina cum le place băieților să audă, dar a rămas un far, a rămas, nu știu, adică trebuie schimbate foarte multe chestiile aia, dreaptă nu o să mai aseră pe părerea mea, oricât de bine aș vrea să o facă băiatul ăsta care a cumpărat-o în România, dar a fost și vânată foarte serios și, da, deja nu mai vorbim de mecanică, pentru că făcând o glumă a pus pe burtele tot, partea asta e, bine, se repară, știu că se repară, dacă-l urmăriți pe rusul ăla, pe Artur Turșic, se vede clar că poate să repare orice, dar asta se vede clar că e răsturnată, că e... am căutat, anunț cu ea pe Autofi, pe Olix, poate încă nu e gata, poate încă n-au pus-o la vânzare poate deja s-a vândut, nu știu, hai că partea asta mai e cum mai e, dar partea cealaltă e daună, pe bune, hai, te... nu, 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 pot să, nu pot să concep că așa ceva se cumpără și ajunge la noi în țară reparat. Și e bine cunoscut faptul că mașini în general care îți dau une totale sau foarte lovite prin afară ajung în Polonia, în Bulgaria, în România, unde nu sunt bani și oamenii vor luxul pe care nu și-l permit de nou. Și văd mașina asta la 18.000 în timp ce altele sunt la 25.000 de la proprietar și se gândesc, mamă frate, ce afacere fac eu, hai că îl păcălesc pe ăsta, știi? 420, diesel, da, nu mai zic nimic. Și asta e mașinuță. Seria de șasiu, o să vă las în descriere oricum. 86.000 de km, asta e seria de șasiu și totodată tot aceeași chestie un prieten al meu a vrut să facă un schimb cu cineva în țară, mașina e deja în țară, uh, nu o să vreau să arăt cu mașina sau poate o să vă arăt, nu știu, o să mă gândesc acum repede pe moment, mașina tot la fel a fost din licitație, a umblat și prin Anglia și prin Austria și prin America și a fost lovită E un BMW seria 440i, adică e o mașină scumpă, frate, e mașină de 20.000 de euro, unde, să fim serioși, în țara asta, multă lume nu-și permite să dea banii ăștia pe o mașină, da? Faci un împrumut, nu știu, faci leasing, faci, nu știu, orice vrei tu, credit la bancă și așa mai departe, te îndatorezi 5-10 ani pentru că vrei să-ți cumperi mașina visurilor tale și poate, na, chiar îți dorești sau poate n-ai fost în vacanțe sau în alea pentru că ai vrut să-ți cumperi o mașină de genul ăsta Uf, și vine cineva un băiat mai deștept puțin, care nu are scrupule și nu-l interesează de nimic în afară de bani, ce o să zic lasă că fraier se găsesc ei. Știu că poate pare greu de crezut, dar am sunat pe cineva din țară care avea 200.000 de km la ați la o mașină de generație nouă, era 2016 pe mașina, și l-am sunat și am spus, auzi, nu te supăra pe mine, dar mașina asta are dați înapoi vreo 220.000 de km, gen de la 300.000 la 60-70.000, nu ție puțin rușine, adică oamenii ăștia poate fac credit la bancă sau ceva. Răspunsul lui care a fost? Că nu mă interesează cine ești, nu știu cine ești, dar să știi că prost o să găsesc, că o să cumpere mașina asta. Poftim. Poftim. Ce, ce, ce așteptări ai mai putea să mai ai? Da. Însă sunt mulți oameni care nu sunt informați, sunt mulți oameni care nu știu ce cumpără, sunt mulți oameni care cumpără mașini doar precum sunt frumoase sau pentru că sunt dotate sau pentru că merg bine. Însă, într-adevăr, și eu aș cumpăra o mașină care a fost lovită, dar ușor. O revopsire, un geam schimbat, un parbriz, nu știu, o ușă, o aripă. Dar nu, deci nu, așa ceva eu nu concep să mai fie pe străzi, indiferent oriunde, poți să fie ultima țară uitată de lume, eu n-aș mai înscrie așa ceva. Pentru că nu știu cât de sigur ar mai putea fi, plus că dacă cineva o ia pasta pentru de nu o să o facă ca la carte. Mai am un clip cu un pasat daună toată alăvând unde bun. Ăla era pistol cu apă pe lângă asta, adică ăla a fost puțin lovit în stâlp, dar asta a fost și răsturnată și rupte arcuri, brațe, cei în ce a mai dat ei oricum nu știu, nu știu cine ar putea să cumpere așa ceva să se repare și, și, sunt o grămadă de bani de băgat, adică și nu au mai scos mașina, adică se vede clar că nu dreaptă nu o să mai iasă. Mă rog, revenind aici, uh, 2017 2017, la fel, mașina nouă, mașina de 35 de euro a avut lucruri de întreținere, a fost down în, în pe America, bun. În general, mașinile de America, după cum am zis și pe alte episoade, sunt vândute și luate în Europa pentru că au preț mic alt motiv pentru care e cumpărat așa ceva, nu văd. Deci e lezne de înțeles că mașinile acolo sunt inundate, sunt tarse, sunt lovite foarte grav, primesc statutul de salvage și sunt vândute. Adică dau una total ceva de genul. Și uite așa, mă rog, trecem peste asta cu kilometri, poate e o eroare sau nu e, dar uite. Da, necunoscut, 2018. Și te duci frumos mai jos, benzină 2017, 3 litri diesel, 3 litri benzină, 240 de kW, Germania, tracțiune integrală, benzină, tot ce trebuie. Te uiți, dotări de, de fabrică, uite, o spate, comfort access, M pachet și așa mai departe. Exact ce trebuie băiatului. Poftim, și asta e mașina acolo. Și uite, ajungem în țară, am niște poze pe aici, o să vă arăt o singură poză. Asta mai exact, o secundă, am o poză pe aici salvată dacă nu greșesc, dacă nu oricum am... Am și din față și din spate. Asta e mașina. Na, poftim. Da, s-au schimbat jantele și sunt diferite modificări, dar e exact aceeași mașină pentru că seria de șasiu bate una cu alta. Nu pot să-mi zic că e altă mașină. 11.000 de km aici. Și, mă rog, hai că nu e dauna totală, nu e lovită foarte rău, dar airbag-urile sărite, uite la fel. Deci hai să comparăm poza asta, din păcate nu mă las să dau zoom, dar am o poză și la interior. Poza de la interior, se vede foarte clar dacă te uiți atent că e fix același interior. Într-adevăr, e curată aici și așa mai departe, dar sunt mașini scumpe la care se dau țepe și mai mari. Și uite aici dacă, mă rog, o să vă la rapoartele în descriere să vedeți pe ce e vorba. Totodată menționez că site-ul ăsta funcționează bine cu anumite mașini și la alte mașini nu dă mai nicio informație, e foarte adevărat. Dar vă poate salva de o țeapă foarte mare și mai bine dai 50-60 de lei, chiar dacă nu zice nimic și stai liniștit. Chiar dacă n-a funcționat mașina, măcar stai liniștit. Și, na, poftim, mașini de 40-50 de mii și sunt făcute, sunt reparate și după dau și pres pe ele, dezvine să nu mai zic nimic. Dar v-am zis, mare grijă la seria asta 4 pentru că nu pot să admit, uite seria de șasiu aici, de se vede și aici sus, aba nu se vede că nu se vede linkul. Mă rog, seria de șasiu bate exact cu ce mi-a dat el un mail, uite și aici, Deci e fix aceea seria de șasiu. Da, ce B45, da. Ce pretenții, ce scrupule, ce așteptări ai putea să mai ai de la oamenii de genul ăsta? Cum, nu știu, cum ai putea tu ca om să cumperi așa ceva și să-l Ce? Dar nu cumperi pentru tine, clar că asta e cumpărată să... Da, pare rău că nu este și un istoric de preț, pentru că uneori pe rapoarte și istorii de preț. Eram curios pe cât s-a vândut mașina asta. Pe bune, la modul cel mai serios, eram curios să văd pe cât s-a vândut. Deci nu vine să cred ce mașini, ce... Da, uite, asta e mașină de 20 de... Să zicem 25 de mii în țară și o să-i pun un preț din la mic de o să iau ochii cuiva și o să zic că, pe uite, că e mai ieftină care kilometri puțin. Și ea, sărac, a fost implicat într-un gangbang. Nu mai zic nimic. Pe bune, e... E sub orice critică piața auto din România, pe bune. Dacă la mașinile astea scumpe se dau țepe de genul ăsta, se repară daune de genul ăsta, pentru profit, pentru că pe bune, asta o faci, să zicem, cu 5.000, ai dat pe aia 7.000, 12.000 și ți 4 de euro ca popa. Dar nu, nu ții, mă, frate, nu te gândești tu la omul ăla că chiar dacă are bani, chiar dacă n-are, e posibil că mașina să i pună viața în pericol la un moment dat. Poate nu-i pui erbegurile, poate îi pui niște erbeguri, nu știu, mai ieftine, poate îi pui habarnam nu-i pui ceva la mecanică cum trebuie, îți bagi joc de el, cutia poate e spartă, tu o migălești, o faci cumva să-i schimbi atunci când vine el și e încântat. Nu știu, sunt niște chestii pe care mă las așa rece, pur și simplu, mai ales când ce joc cu chestia asta cu mașini, să le aduc oamenilor mașini ok, să fie ok și ei tot îmi spun, nu domne, că am văzut -o în altă parte mai ieftin, că, na, uite, de astăzi mai ieftine unele mașini. Pentru că mașina ieftină și bună nu există nicăieri în lumea asta. Și, nu știu, e partea asta și dacă se îi trebuie bară. Da, nu bara, cred că vor îndrepta. Este capotă care nu mai ce să facă, ari pe ușă, parbriz, mă rog, se poate repara. Am văzut mașini mai relate care s-au reparat, dar e, e păcat, pe bune, chiar e păcat și chestiile astea mă lasă reci. -am, pe bune, n-am ce să mai zic. Da, cam asta ar fi episodul, așteptările voastre. Îmi pare rău că n-am găsit anunț pentru că aș fi vrut să sunt pe văzător. Nu vreau să fac rău nimănui, nu vreau să iau pâinea nimănui de la gură, oricum sunt mic în businessul ăsta. Dar începe cât posibil să deschid ochii oamenilor să-i ajut cum pot. Și e păcat. Pe bun, e păcat pentru că... Na. Bine, mașina a fost vândută luna trecută. Dacă a ajuns în vreo săptămână în România, s-ar putea să fie deja gata. Din moment ce l a găsit într-un parc auto. Dar e păcat. Și de asta verificați. Uitați-vă foarte bine de la ce cumpărați. Mașina de la dealer, de la persoană privată dacă sunt anumiți intermediari, dacă sunt ei pe acte, dacă sunt, nu știu, orice, orice, fiți foarte atenți pentru că mașina, nu știu, e un domeniu în care se fac foarte mulți bani și un domeniu în care oamenii sunt nepăsători, mai ales vânzătorii, bineînțeles, și dacă ies bani, nu mai contează, nu sunt scrupule. E păcat, dar asta e. Ăsta este episodul, dacă aveți întrebări, sugestii, vă rog să le lăsați în comentarii, iar noi ne revedem la următoarele episoade. Vă salut!